Cultura mare distrusă în totalitate în Argeș. Secetă și caniculă, jale și deznădejde, acestea sunt cuvintele de ordine în toate ramurile agricole argeșene. Fermierii din localitățile de sud ale județului, axați pe cultura mare, nu pot trece peste această situație decât cu un sprijin guvernamental urgent. În comuna Rociu, Argeș, culturile de porumb și de floarea soarelui, din zonele unde nu a fost posibilă irigarea, sunt uscate în totalitate, iar consecințele sunt de-a dreptul dezastruoase. Cu toată sinceritatea vă spun că în toată perioada de peste 40 de ani de agricultură, cred că nu am văzut o vară mai fierbinte și o secetă mai mare ca în anul acesta. Dacă la culturile de toamnă semănate orz, grâu, rapiță, s-a mai putut recolta ceva, 50% față de producțiile anilor anteriori, la cultura de porumb și floarea soarelui, cred că nu are rost ca fermierul să mai bage combina în lan, pentru că, dacă observați, la talia de aproape 1 metru a rămas porumbul și floarea la 80-100, în care floarea soarelui ajungea până la 2 metri 20, adică ea avea posibilitatea să dezvolte ca poate să facă o producție bună. La cultura de porumb, încă la 80 de centimetri, la 1 metru, deja, cum spunem noi popularea, da moțul, nu are nici un fel de legătură la porumb, adică, cum spunem, doar o puică să vedem și noi pe acești coceni. Nu știu dacă își permite vreun fermier să introducă combina, să recolteze în anul 2024 un bob de porumb. Dacă eram obișnuiți să facem peste 5-6 tone de porumb la hectar, anul acesta vom face zero, adică nu vom vedea porumb. Și ceea ce este foarte greu pentru toți fermierii, fie el de un hectar, fie el de 2000 de hectare, povestea este că cheltuiala până în prezent e de 3500-4000 de lei pe hectar. Singura soluție pentru ca fermierii care se ocupă de cultura mare să iasă din acest impas ar fi un sprijin guvernamental urgent. Despăgubire pentru calamități care se vor da, deci de-abia o să începem să facem cererile, solicitările către primării, primările către Direcția Agricolă, centralizarea către Ministerul Agriculturii și vom ajunge, cred că, undeva în 2025, dacă vom primi ceva. Dacă vom primi sumele astea, sunt necesare și atunci, dar povestea este că pe noi, pe fermieri, ne arde astăzi în continuare și nu știu dacă câți dintre fermierii comunii sau României sau județului vor continua activitatea în 2025. Este o problemă foarte importantă. Eu cred că să intervină în Ministerul Agriculturii, să dea niște credite pe o perioadă mai lungă, credite fără dobândă, care să subvenționeze agricultura României. Pentru că dacă agricultura României și PIB-ul României depinde foarte mult de producția agricolă pe care noi o realizăm în România.